Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Nu,
Adică m-am văzut asta. Și când a ieșit afară, ce era? Da, ieșit afară, n-am văzut numai după ce am venit aici, afară, am văzut mașina în șanță. Și dumneavoastră a sunat la 112? Jinerile. Ei erau ieșit din mașină, sau? Nu era ieșit niciunul. Cel din spate era decedat. Păi nu știu, că era băiețeu pus acolo, că văzut că probabil că era, da. Dar cereau ajutor? Da, Sorin, da, ăla împăiatul ăla din adeprezi, cerea ajutor. Încerca să-l scoate afară de acolo. O scos că până la urmă și... La ora 1.30, detașamentul de pompieri deja a fost solicitat pentru a intervina un accident rutier produs în localitatea Jechiș. La sosirea locului intervenției am constatat că un autoturism Volkswagen Passat era intrat într-un capăt de pod, iar în urma impactului existau 3 victime. Două victime au fost salvate, iar una dintre persoane a fost declarată decedată de către medic. Sunt șeful gărzii de intervenție, putem ajuta la Șanul Cavian. Doi pavă, a fost la 1.22.3 impactul, ora exactă, la 1.24 am fost noi aici. Am deschis ușa, am văzut, înainte de a deschide ușa climașina lui Sorin Preban, am deschis ușa, ajutat să ne ieșim, l-am scos pasagerul din dreapta, l-am scos pe Sorin și Sorin în continuare afirma, scoateți-l pe Călinuț. Pe când am găsit ușa în spate, am văzut că el nu mai are puls, pe partea stângă, pielea de pe cap era belită, eu am crezut că îi zbura creierul, dar de fapt numai pielea a fost. Și am dat pace, dacă am văzut că nu mai are puls, ne-a luat. Am încercat pe dincolo ușa să-l scoate, m-am văzut că picioarele ei sunt doite sub scaune, a fost gata. Am lăsat așa cu mâini, pe ăștia la doi am scos și am dat apă, i-am udat, i-am șutrăvuit. Thank you.
Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.